suntem contra cronometru, în continuare se anunță furtuni. Chiar astăzi a fost anunțat un cod portocaliu de ploi și furtuni, așa că trebuie să terminăm cât se poate de repede și să facem închiderile acoperișului. Doamne ferește să mai pățim ce s-a întâmplat mai devreme, în urmă cu 4 zile, pentru că am fi absolut distruși. Este distrus în totalitate de furtună, așa că și ăsta trebuie aruncat. Nu mai avem ce face cu el, tot e umflat deja și tot e plin cu apă. Asta e viața. Așa se întâmplă când dă peste tine o nenorocire din asta. Stăm în continuare cu ochii pe cer și tragem tare să lucrăm. Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Vedem cum arată casa, doar ce am ajuns de la Arad, pentru că am fost la lucru și aici a rămas Vio cu toată echipa să finalizeze lucrarea. Eu am dus băieții la programul pe care l-au ei în mod normal și am fost și la serviciu, așa că este după amiază și am venit să vedem cum arată această lucrare care deja se apropie de finalizare și sunt convins că vreți să vedeți cât de repede a putut fi terminată această lucrare, având în vedere situația super, super dificilă prin care am trecut în urmă cu câteva zile doar. Din start vă spunem că ne-au mai rămas țigle din ceea ce am cumpărat și am vorbit deja cu depozitul de unde le-am cumpărat și ni le primesc pe toate înapoi, așa că le vom returna la magazin și vom primi banii pe ele înapoi. Așa că economisim fiecare bănuț pe care îl avem și ne bucurăm pentru că am găsit oameni atât de deschiși și înțelegători și care, bineînțeles, că își respectă clienții. Ard de nerăbdare să vedem împreună acoperișul și vă spun foarte sincer, am parcat undeva în lateral, nici măcar nu m-am uitat la acoperiș pentru că vreau să-l vedem împreună. Și așa cum spuneam mai devreme, vreau să avem emoțiile împreună știind că acest acoperiș a fost făcut cu o viteză incredibil de mare. În premieră vedem acoperișul la finalizare. Și aici este toată echipa care în acest moment dă jos cetârnele de care spuneam, pentru că ele vor fi revopsite și vă mulțumesc tuturor care ne-ați scris mesaje și care ne-ați spus că pot fi vopsite, așa că ele fiind din tablă vopsită, haideți să ne și apropiem de ele, așa, acum sunt coborâte și le pregătim să le ducem într-un loc pentru vopsire. Așa că mulțumesc tuturor pentru modul în care ne sprijiniți. Și iată acoperișul în integralitate. Doamne, ce frumos arată! Mergem împreună și spre stradă, aici unde se face deja curățenie și unde sunt adunate toate lucrurile de care nu mai avem nevoie. Casa așa arată în acest moment pe exterior. Și ne bucurăm că pereții au scăpat cu bine și hai să vedem cum arată frumusețea de acoperiș refăcut. Doamne, ce bine arată! Incredibil! N-am crezut că o să văd lucrarea asta finalizată. În urmă cu 2 zile aici era un haos, era dezastru. Pur și simplu ne îngrozeam de ce a lăsat furtuna în urma ei. Și acum iată ce ne-a lăsat aici echipa cu care noi lucrăm. Incredibil, incredibil de profesionistă echipa asta. Vedem o imagine și de aproape cu acoperișul. Uite aici, Doamne, cât de bine arată. Extraordinar. Țigla asta este senzație. Vă recomand, pentru că așa ceva este incredibil, incredibil de frumoasă și de bună. Aici, pe capătul ăsta, avem o copertină care se pune sub coamă și care n-a ajuns un metru. Și meșterul spunea să nu ne facem griji că are acasă și o aduce mâine dimineață. Facem și curățenie. Aici avem mizerie care a rămas, tot molozul. Se adună acum și se pune aici în container. Aici mai avem hârtie foarte multă de la ambalaje,
nailonele, absolut tot se adună și bineînțeles că vor fi puse la gunoi. Aici este țigla spartă și tot ce a rămas reziduri pe care le vom transporta la groapa de gunoi. Domnul Iulian ia acum cetârnele jos. O nouă zi de lucru, domnul Iulian, aici. Nu-i simplu deloc. Da, mulțumim încă o dată pentru efort și pentru implicare. Domnul Iulian este dedicat 100%. La fel și domnul Dima. Vă mulțumim pentru implicare și pentru susținere. Aici se iau cetârnele jos pentru că ele vor fi revopsite în culoarea țiglei. Aici au fost luate suporții de susținere pentru că toată terasa va fi refăcută și vor exista lambriuri de desubt. Se mai pun suporți pentru acoperiș, așa că aici lucrarea este în plină desfășurare. Se lucrează la închideri și aici vor fi instalate lambriuri care vor închide toată zona asta și am primit multe mesaje pe tema asta, ce ar trebui să facem aici. Noi vom pune lambriuri. Acum se pun întăriturile pe care aceste lambriuri vor fi instalate. Aici este suportul primit de la vecinii noștri și aici sunt lambriurile care urmează să fie tăiate la dimensiune și instalate și bineînțeles că vor fi lăsate și aerisiri. Aici avem parchetul care îl aveam în pod și care este distrus în totalitate de furtună, așa că și ăsta trebuie aruncat. Nu mai avem ce face cu el, tot e umflat deja și tot e plin cu apă. Asta e viața. Așa se întâmplă când dă peste tine o nenorocire din asta. Ce să facem? Se putea și mai rău, vorba românului. Da, mai avem atât de pus acolo și hai să vedem că aici David lucrează din greu și punem la container toată mizeria. Uite cât avem deja. Da, e destul de mult. În viață nu-i frumos să te lauzi, dar eu mă laud cu vecinii mei. Tocmai am avut o discuție cu vecinul care locuiește vis-a-vis aici. Acolo locuiește vecinul și i-a spus că trebuie să-mi iau nailonul din pod, pentru că uite ce s-a întâmplat. Bineînțeles că ei au participat activ la toată activitatea care am avut-o noi aici și repede ne-au sărit în ajutor. Așa că am adus nailonul de acolo și vorbeam cât de frumos se vede de la ei din casă la noi pe acoperiș, acolo unde se lucrează în acest moment la închideri, și ne spuneau că foarte inspirată a fost țigla aleasă și că se bucură să ne aibă ca vecin, pentru că efectiv am făcut această casă să arate mult, mult, mult mai bine decât arăta înainte și sunt fericit și ei cu treaba asta, pentru că au o imagine foarte frumoasă, la fel cum avem noi. Iată ce case au vecinii noștri. Vorbeam cu vecinii că în momentul în care vom termina toate lucrările aici, pregătim o petrecere de inaugurare a acoperișului și bineînțeles că vor fi invitați. Toată petrecerea va fi transmisă live aici pe YouTube, așa că veți fi parte la bucuria noastră împreună cu vecinii și în măsura în care își doresc, îi veți cunoaște. Niciunul dintre ei nu vorbește limba română, dar veți vedea cât de mult ne străduim și noi și ei să comunicăm și ne oferă absolut toată simpatia și sprijinul lor în calitate de vecini. Și apropo, asta discutam și astăzi cu o doamnă care m-a oprit în Arad pe stradă când eram la serviciu și care mărturisea că mă urmărește din Australia. Și încă o dată, stimată doamnă, vreau să vă transmit salutări și le salut și pe prietenele dumneavoastră care mă urmăresc de asemenea aici pe canal, pentru că îmi spunea doamna că există un grup în Australia care privesc acest canal. Vă spun sincer, mă simt măgulit și pur și simplu mă bucur de ceea ce aud, pentru că, da, noi am creat aici o comunitate pe acest canal de YouTube și comunitatea asta mă răsplătește
cu aceste mesaje și cu zâmbetele pe care le primesc de fiecare dată când ne vedem. Încă o dată îmi ridic pălăria, care doar virtual, pe care încă nu o am, dar și mi-arată recunoștința pentru cuvintele frumoase pe care mi le dați de fiecare dată când ne întâlnim. Așa că nu uităm, petrecerea va fi și cu abonații acestui canal, indiferent de locul în care locuiesc în această lume, pentru că vom fi live pe YouTube. Mașinile noastre, ale voluntarilor, ale prietenilor care lucrează cu noi aici în Ungaria, le puteți vedea. Ei sunt oamenii alături de noi. Acolo mai avem câteva mașini, pentru că asta este. Să știți că nu toată lumea își dorește să apară în imagini și, după cum bine știți, eu respect dreptul fiecăruia, așa că în imagini îi veți vedea doar pe cei care sunt de acord. Da, iată, aici le avem toate parcate și se lucrează de zor. Am terminat cu adunarea gunoaielor, am pregătit absolut tot. Trebuie să vină mașina să ridice containerul. Mai avem aici niște pungi și niște saci pe care, și cartoane pe care le vom folosi atunci când ducem țigla înapoi la magazin. Pentru că și de aici am primit din nou un feedback foarte frumos de la magazinul de la care am cumpărat aceste materiale. O nouă zi deja pe șantier, așa că am revenit la muncă. Noi mai puțin, pentru că astăzi după amiază, deja este după amiază, am revenit, dar băieții au fost de dimineață aici și s-a lucrat intens. Vreau să vă spun, nu s-a stat o clipă din momentul în care a fost furtuna, pentru că suntem contra cronometru, în continuare se anunță furtuni. Chiar astăzi a fost anunțat un cod portocaliu de ploi și furtuni, așa că trebuie să terminăm cât se poate de repede și să facem închiderile acoperișului. Doamne ferește să mai pățim ce s-a întâmplat mai devreme, în urmă cu 4 zile, pentru că am fi absolut distruși cu tot ce s-a pierdut până acum aici. Ordine și discipline deja peste tot, s-a făcut deja curățenie, așteptăm să vină din moment în moment firma de salubrizare să ridice containerul de gunoi, podul deja a fost curățat, aici sacii urmează să fie duși ei la gunoi pentru că se face selectarea gunoiului. Între timp ce târnele au fost luate și pregătite pentru revopsire, ele vor fi vopsite în culoarea acoperișului și bineînțeles că cea mai importantă operațiune este în plină desfășurare. Mai exact, sunt închise lateralele casei, cele care ar putea să pună probleme în caz de furtună. Și auzi deja cum se simte vântul. Stăm în continuare cu ochii pe cer și tragem tare să lucrăm. Între timp și curtea a fost curățată, toate materialele și tot ce a împrăștiat vântul au fost adunate. Aici este restul de lemn care va fi pus aici la terasă, pentru că și terasa a fost grav afectată de furtună. Și aici avem deja pregătite țiglele pe care le vom returna la magazin, pentru că au fost mai multe țigle. Cele de rezervă au fost puse deja în pod, iar celelalte urmează să fie returnate și vom primi banii înapoi pe ele. Așa că încă o dată le mulțumim celor de la RDI, magazinul de la care noi am cumpărat materialele astea. Repet, nu este promovare, ci doar țin să le mulțumesc pentru modul în care s-au implicat acești oameni deosebiți și care ne-au sărit imediat în ajutor, indiferent că a fost sâmbătă, și au venit să ne ofere tot ce am avut nevoie. Abia aștept să ne reîntoarcem la liniștea acestui loc minunat pe care îl pregătim din nou și îl aranjăm așa frumos. Asta este lavanda pe care Vio o are plantată aici și bineînțeles că pâlcurile astea cu flori vor crește din ce în ce mai mult. Asta doar să terminăm cu șantierul. Aici lucrările vor continua și în zilele următoare. Va fi weekend, așa că vom avea din nou timp să lucrăm și să reparăm absolut totul. Așa că suntem în siguranță și suntem foarte optimiști, foarte pozitivi.
Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi și pentru faptul că ne urmăriți. Vă mulțumim pentru mesajele frumoase pe care ni le transmiteți și să știți că le-am citit absolut pe toate, chiar dacă încă nu am avut timp să răspund la absolut toate. Așa că încă o dată țin să vă mulțumesc pentru tot. Nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de abonare. Acest lucru ne ajută să promovăm și canalul și să promovăm aceste videouri. Și nu în ultimul rând, țin să le mulțumesc membrilor, cei care susțin acest canal și care au apăsat butonul de alăturare. Așa că tuturor vă doresc multă sănătate și să ne vedem sănătoși!